Cu o populație de numai 1042 de locuitori, Saca de Pădure este una dintre comunele mici ale județului Dolj. Ca în multe localități din mediul rural, populația este îmbătrânită. Cei care se ocupă cu agricultura, legumicultura sau cu creșterea animalelor nu o fac neapărat pentru a se îmbogăți, ci mai mult pentru a supraviețui. Crescătorii de bovine au probleme cu comercializarea laptelui pe care îl folosesc doar pentru consum propriu. Ne-a povestit despre acest lucru un fost cadru didactic. Ați fost învățător? Da, am fost învățător. La școala din localitate? La școala din localitate. Iar acum? Sunt pensionar și mă ocup cu agricultura. Ce creșteți în gospodăria noastră? Creștem vaci, porci, păsări, am doi armăsari. Câte capete aveți din animalele pe care le-ați spus? Avem 9 bovine și 2 cabaline. Asta numai pentru... Ce vă este dumneavoastră necesar în gospodărie sau comercializăm? Mai și comercializăm, da. Cum vă descurcați cu comercializarea laptelui, de exemplu? Nu, laptele îl folosim în gospodărie. Da. Facem brânză, facem iaurt. Am 2 nepoței mici aici. Cultivați și pământul? Cultivăm, avem vreo 20 și ceva de hectare de teren. Ce cultivați? Grâu, porumb, floarea soarelui, ovăz. Anul ăsta am pus și 1,5 hectare de secară. Aveți și un ajutor de la APIA? Da, avem subvenție de la APIA și pentru animale și pentru teren. Este suficient? Ar trebui mai mult încurajat, nu știu, micul gospodar, așa cum sunteți noastră? Probabil că ar trebui mai mult, însă decât deloc, e bine și mai puțin. Unii au renunțat să stea în Craiova de dracul traiului de la Seaca de Pădure, în ciuda faptului că aici le lipsesc destul de multe locuitorilor. Este cazul unui fost lucrător la CFR. Am înțeles că sunteți pensionar și v-ați retras la țară. Da, am lucrat la CFR, am mecanic de locomotivă și de un an de zile sunt pensionar. Am făcut casa aceea în comună și locuiesc aici. Ce v-a determinat să renunțați la oraș și să veniți... Mă gândesc în localitatea natală. De exemplu, eu nu pot să stau la oraș, de exemplu, fără să muncesc, fără nimic. Aici așa am și eu pe bătrână, singură. Și ce să fac la oraș? Ce să fac pe acolo? Să stau. Dacă mi-am făcut casă, ce era să mai stau acolo? Aici e păiții, un porc, o pasăre, ceva. Cum este localitatea față de cum o știați noastră în copilărie? A evoluat? A luat enorm. Pe aici, pe drumurile ăștia, erau tractori, intrau, picioarele nu mergeai. Era evoluat, avem lumină, apă, pietruite. Dacă le-ar asfalta, ar fi și mai bine. Asta este una dintre utilitățile care vă lipsesc. Asfaltul și canalizarea ne lipsește. Atât. Așa, apă curentă aveți? Apă curentă avem, da. Am întâlnit și un locuitor mai tânăr al comunei care ne-a spus de ce viața la țară nu se compară cu cea de la oraș. Sunteți unul dintre localnicii tineri ai comunei Seaca de Pădure. Locuiți permanent aici sau faceți naveta? Locuim permanent aici. Lucrăm pe la oraș, pe la Craiova, facem naveta, lucrăm 24/72 și stăm aici, la țară. Creștem animale, păsări, tot ce este posibil. Cum este viața la țară? Părerea mea că e mult mai frumoasă ca la oraș. Nu avem stres, nu avem toată ziua mașini, praf, zgomote, toxicitatea de este acolo și mult mai multe posibilități. Suntem mai liberi. Aici poți să faci un chef că nu te supără vecinul că nu e. Orice. Gândiți numai la lucrurile bune. Până... Cum este localitatea? Ați crescut aici? Se simt îmbunătățiri în ultima perioadă de timp? Se simt. Este drumul care este înainte, nu era accesibil. Veneam cu cizmele de la asfalt. O apă băgată. Mai nou am înțeles că vor să asfalteze, să facă o canalizare, ceva. Dar toate cu timpul, că nu sunt bani. Puținii elevi de la școala din Seaca de Pădure învață la simultan. Ei vin însă cu drag la școală. Câte clase aveți în școală? Învățăm la simultan. La clasele, în unitatea noastră școlară avem 2 clase la 1-4 simultan, iar la 5-8 tot 2 clase. Învață clasa 5-a cu a 7-a și a 6-a cu a 8-a. Avem un număr total împreună cu preșcolarii de 91 de copii.
Vin copiii la școală? Da, copiii vin la școală, frecventează școala, nu avem cazuri de abandon, nu avem cazuri de copii care absentează în mod repetat, nu avem. Vin copiii datorită faptului că avem și microbuz școlar. Voiam să vă întreb și eu cum ajung din celălalt. Cu mare drag la școală. Având în vedere că avem de-a face cu o populație îmbătrânită, principala problemă de sănătate a locuitorilor din Seaca de Pădure este hipertensiunea arterială. Vin oamenii din localitate la cabinetul medical, au probleme de sănătate, apelează la dumneavoastră? Da, apelează. Cei majoritatea sunt vârstnici, cardiaci și chiar vin. Care este, nu știu, cea mai frecventă boală pe care oamenii... Hipertensiune arterială. Vă cer sfatul, apelează la dumneavoastră? Da, da, da. Urmează tratamentul, chiar sunt... se ocupă de dânsii. Mai greu cu transportul, cei cu din Velen, din Răchita, ele sunt bătrâni și se merg atâți kilometri, dar vin. Cu populația tânără, cu natalitatea, cum stă localitatea? Foarte prost, avem un singur nou născut anul ăsta. Și acum nu avem decât o singură gravidă în evidență. Dar așa tinerele, eu știu, vin să vă ceară sfatul pentru problemele pe care le au. Perioada de pubertate, femeile tinere căsătorite? Nu. Nu prea vin, nu. Seaca de Pădure este menționată în Șoavele Domnești din anul 1835, drept Siliștea Seaca. Primele persoane au locuit într-o zonă numită Pleana, una predispusă inundațiilor, după care s-au mutat în această zonă mai înaltă în 1905. Moșia satului avea peste 150 de hectare. Întinderea actuală este de 5700 de hectare.